Perfect, domnule Crișan, domnilor consilieri, stimați colegi și dragi colegi, ce să zic, e oarecum o zi emoționantă pentru mine, având în vedere că în 2016, când am pășit pentru prima dată în primărie, deși eram oarecum familiară cu ce se întâmpla acolo, nu m-am gândit niciodată că o să ajung să depun jurământul pentru al treilea mandat. Soarta și știu eu, soarta și destinul, cum se zice, m-a făcut să mă duc mai departe, poate și ambiție, dar toate astea nu se puteau întâmpla fără ajutorul dumneavoastră. În primul rând vreau să mulțumesc consilierilor locali pentru tot sprijinul pe care l-am avut din partea lor în decursul celor 8 ani de zile, pot să spun. Cu mici divergențe, poate cu uneori constructive și așa, dar totuși, eu zic că am făcut treabă bună și se vede ceva după noi în 8 ani de zile. Să îi rog și pe noi consilieri care intră de astăzi, începând în Consiliul Local, să ni se alăture și să facem o echipă, cum zicea și domnul Crișan, să lăsăm campania electorală deoparte și să facem ceva constructiv în continuare. Acum, sigur, domnul Crișan a venit și ne ceartă pe toți, dar suntem obișnuiți, ascultăm și zicem ca dumnealui și facem ca noi, întotdeauna, e ok, da? Dacă facem bine. Da, principal e să facem bine. Într-adevăr, o să am nevoie tot timpul de sprijinul consilierilor locali, dar mai ales o să am nevoie de sprijinul colegilor, fără de care cred că n-aș fi ajuns aici nici o clipă. Având în vedere că la un moment dat aveam 10 proiecte pe fonduri europene, cine, domnul subprefect, știți destul de bine cu ce se mănâncă un proiect pe fonduri europene, cât este de muncă, în câte zile am stat după masa, în câte zile am venit de dimineață, în câte zile numai noi știm cum ne-am. Dar principalul e că și asta e unul dintre obiectivele care se văd, care zic eu că e o realizare pentru noi. Chiar de-aia am și venit aici, că astăzi suntem în faza de reabilitare a sediului primăriei și nu aveam unde să ne ducem. Noi acolo ne-am dus primar. Da. Ce să zic? Îmi doresc să fie bine, să mergem în continuare cu toate proiectele pe care le avem, să le ducem la bun sfârșit cu brio, să fim sănătoși în primul rând, că atunci le facem pe toate, și să încercăm să mulțumim pe toată lumea, chiar dacă nu o să reușim niciodată, dar măcar încercăm. Vă mulțumesc din suflet și să fie într-un ceas bun și cu noroc, ca la mine și la mine astea, nu?